Administrația Națională de Meteorologie a realizat o estimare a valorilor termice și precipitațiilor în perioada 8-21 februarie. Potrivit meteorologilor, în Moldova, în cea mai mare parte a intervalului de referință, regimul termic va fi caracterizat de valori mai ridicate decât cele climatologic specifice lunii februarie, astfel că se vor înregistra în medie regională temperaturi maxime de 5-10 grade și minime de 0-4 grade. Valori nocturne mai coborâte în medie sub pragul de îngheț sunt de așteptat la începutul intervalului, dar și în perioada 12-13 februarie. În jurul datei de 11 februarie, precipitațiile mixte vor fi pe areale extinse și în cantități moderate. Apoi se menține relativ ridicată probabilitatea pentru precipitații, predominant ploi, în general slabe, cu caracter local și temporar.